Cheile lăsate în contact și portiera deschisă au fost ca o invitație la furt. A simțit-o pe pielea sa un bărbat din Motru, care a rămas fără mașina de serviciu cât ai clipi. Acesta a alertat poliția imediat ce a ajuns în locul în care își lăsase autoturismul și a observat cu stupoare că nu mai este. Din cercetările efectuate de polițiști la fața locului, a rezultat că un bărbat de 59 de ani din municipiul Motru, angajat al unei societăți comerciale, a lăsat nesupravegheat și neasigurat autoturismul cu care își desfășura activitatea, cu cheile în interior și ușa neasigurată, a intrat în incinta societății pentru a prelua o comandă, iar la întoarcere a observat lipsa acestuia. Polițiștii au făcut cercetări și au găsit autoturismul avariat și părăsit pe raza comunei Corcova din județul Mehedinți. Autoturismul a fost dat în urmărire imediat de către polițiști, fiind identificat ulterior pe raza comunei Corcova, județul Mehedinți, abandonat și avariat. În urma cercetărilor efectuate de polițiști a fost identificat autorul faptei, un tânăr de 33 de ani din municipiul Drobeta, Turnul Severin, județul Mehedinți, care, după sustragerea autovehiculului, suspectul a fost implicat într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale pe raza comunei Corcova, avariind autovehicul și distrugând un gard de scândură. Autovehiculul a fost predat persoanei vătămate, iar cercetările continuă cu autorul în stare de libertate. Hoțul s-a ales cu dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.